Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi suntem alături de fratele Mădălin. Vă pupăm, vă pupăm. Pe care abia reușim să-l prindem în București. Hai mă, că ai fost rău acum, să-mi bat piciorul. Am tot încercat să filmăm cu al lui nou BMW seria 7, care este deja înmatriculat, deja botezat și deja un pic modificat. Tocmai de asta vreau să trecem la interior, să vă prezentăm toate funcțiile nebune ale acestei mașini. Am zis că o să filmez cu mașina de când ți-ai comandat-o, că mie mi-ai spus, te-ai conciliat și cu mine, m-ai întrebat dacă ți se pare. Dai seama că mi se pare frumoasă, nici n-ai rost să mai pui întrebarea asta. Abia aștept să fac. Da. I-am urcat vreo 5.000 de kilometri deja. Ai făcut deja 5.000? Am încărcat-o cu 5.000. Până să ne urcăm la interior, vreau așa? Să prezentăm așa puțin mașina la exterior și ce vrei tu să-i mai faci la mașină în viitor sau ce modificări o să mai apară în perioada următoare, ce poți să spui, ce nu poți să spui? Păi, pot să spun foarte liniștit că avem bara asta excelență pe care nu o să vreau să o schimbăm, pentru că în momentul în care o să luăm bara M, am înțeles de la băieții de la BMW, trebuie să schimbăm tot felul de plastice prin interior și asta bar duce foarte scump și nu are sens. Carenaj pe dedesubt, toate alea. Da, tot, exact. tot trebuie și schimbat. Și cred că e destul de scumpă, sincer, bara asta, mai ales fiind ultimul model, practic facelift-ul la modelul ăsta, cred că e mai scumpă decât aia de pe non-facelift, de pe G12. Da, dar tu știi ce scump e un lip doar? Cred că e cât bara am. Cât e? E 3000 de euro Alpina original. Un lip? Un lip Alpina original sau nu știu ce naiba. 3000 de euro și am zis că, bă, am găsit unul la vreo 40 de milioane. Uh-huh. Cu toate că mi-e frică să-l iau pentru că... La Fitman sau ce? E foarte jos gen. Da, da, chestia e că dacă pui unul mai ieftin e puțin mai bine, că în caz că se întâmplă vreo belea... Nu plâng atât de exact, tare, dar tot plâng. Tot plângi. Tot plâng. Îmi place că are farurile astea cu laser, care se observă în primul rând după dunga asta albastră din da, el. Da, aici, aici și la... Și scrie BMW laser aici. Da, aici la penultimul model, la facelift, nu s-au, cum să zic, nu s-au zgârcit la pune albastru pe mașină, de față de celălalt dinainte, unde doar puțin așa albăstrel acolo. Acum, dacă ai laser, trebuie să știi lumea că ai laser. Exact, se vede de la o poștă. Ca fapt divers, nu mai ai ultimul șeptar, pentru că a apărut modelul ăsta cu grila mare, care am făcut și noi un vlog, puteți să-l găsiți pe canal. Am ultimul șeptar frumos. Însă, asta vreau să zic, pentru mulți cărora nu le place modelul ăla, la exterior, că la interior n-ai ce să zici. Nu ai să zici. De comparație, totuși, nu. Pentru că nu au apărut suficient de multe, cred că ăsta putem să-l considerăm ultimul șeptar de pe străzi. Da, da, în momentul de față, până acum, că deja și-au cumpărat foarte mulți oameni și ultimul șeptar. O să punem niște jante. Ia zi-mi, ce... Zi, 21 sau 22? Eu zic că 21, 22 dacă ai curaj și ești atent la gropi. Adică 22 atunci. 22, mergem la, eu mergem aș la spune risc. 22. Eu aș spune 22. Dar și eu aș dar pun, să ai grijă. Gen, de exemplu, zbâr nu e omul care ar trebui să pună 22. Niciodată. Niciodată. Apropo de zbâr, ia vedeți ce e acolo. Minimul ăla. Vă aduceți aminte de el? Intrați la el pe canal și o să vedeți. De la spate. De la spate îmi place cel mai mult că au venit cu ideea asta de bandă LED, ce o găsim și pe Audi A8 și pe Forduri și pe Fiaturi și pe toate mașinile acum. Avem aici și motorizarea, pentru că nu vorbim de un seria 7 normal 3000 diesel, sub nicio formă, nici măcar doar 3000 benzină. Este un 3000 benzină 3000 plus benzină. Un motor electric care dezvoltă în total 400 de cai, plus minus. Și chiar sunt curios cum se mișcă mașina asta, pentru că este un BMW și după cum știți, eu sunt mare fan BMW, consider că acești 400... Cât? 400 fix? 400, așa zice. Acești 400 de cai putere trebuie să se simtă mai tare pe o limuzină de la BMW decât ar trebui să se simtă pe o limuzină de la Mercedes sau Audi. Asta este părerea mea. Nu știu, dar vom afla imediat când vom trece la interior. Vreau să vă arăt un pic cum arată, vreau să vă arăt și tableta asta din spate, și pentru că este opțiune. Și perdeluțe, și măsăgel, și zgârieturi să fie. O, și măsăgel? N-am văzut măsăgelul. Măsăgel. Atunci, cu siguranță, vreau să stai în vreau spate. Să stau și în spate. Aia zic. Am montat deja GoPro-urile ca să mă pun și pe locul din spate. Uite. Și cred că hazul cel mai mare al acestei mașini este la interior, așa că te invit să sărim înăuntru. Hai! Vreau să vă reamintesc că înainte să ne urcăm în mașină că acum aveți 20% reducere pe Car Vertical folosind primul link de jos din descriere sau codul MATEI la checkout, un raport Car Vertical vă arată istoricul mașinii, țara în care a fost înmatriculată, numărul de kilometri dacă este real, ce daune a suferit mașina de-a lungul timpului și ce valoare de reparație a avut aceasta aproximativă, mai găsiți și prețurile la care a mai fost listată mașina de-a lungul timpului și evident poze cu mașina din eventuale daune pe care le-a suferit sau din alte anunțuri în care a fost listată pe baza seriei de caroserie. Un raport Car Vertical vă poate salva de orice tip de țeapă atunci când veți să cumpărați o mașină nouă. Nu uitați 20% reducere folosind codul MATEI. Vă, ce liniște! Ce?
Bine, bine, acum au pornit că i-am dat eu battery control să încărcăm puțin bateria ca să pot să-ți arăt și cât de bine știe să meargă. Cât frumos să-ți pornești, să-ți pornești tot ce dorești și poți și masajul acolo. Masajul am să-l pornesc. Și poți să-l pornești după aia și în spate. Are și în spate? Da. Băi, este foarte bine opționată mașina asta. Este opționată pentru echiparea luxury, în primul rând. Tocmai de asta nici nu are pachet M. Că de obicei multe care au pachet M au plafon negru, au alte chestii, au volanul, dar nu au atât de multe opțiuni pe locurile din spate. Da. Nu au interiorul de culori de genul ăsta. Da, negru ăsta sau alb, probabil. Negru sau alb, exact, da, da, exact. Panoul ăsta exact la fel îl aveam și eu la G30, la ultimul G30. E opțiune, cel puțin pe seria 5, pe seria 7 s-ar putea să vină standard. Și gen, ce, ai în plus, ce e în plus aici față de ce ai avut-o? Aici nu mi se pare că e nimic în plus, dar există la G30 opțiunea tot cu butoane ca aici, care da, 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 moarte. Oricum e similară. Am observat că avem sistem de sunet Harman Kardon. Da, ăsta e singurul minus pe care îl are mașina asta. De ce? Că n-ai că nu are Bowers & Wilkins. Pentru că seara, uite cum are zbâr sistemul ăsta de sonorizare, seara e mult mai luminos și e mult mai drăguț. Adică îți luminează și difuzoarele de jos și astea de sus. Eu am căutat să văd dacă pot să-mi le cumpăr. Pot să le cumpăr, nu știu dacă le pot schimba. Pentru că probabil mașina a fost învățată cu softul pentru a putea eu, să... Îți spun eu, trebuie demontat tot. Se poate schimba, dar trebuie să demontez tot la interior. Tot? Da, trebuie să adaugi mai multe boxe. A făcut asta un prieten al meu de la Brașov, pe un seria 5. Și a pus Bowers & Wilkins de pe Harman Kardon. A demontat tot, a montat alte cabluri, alte sisteme, alte boxe. Se poate face, dar costă mult și nu știu dacă merită. Oricum Harman Kardon se aude suficient de bine. Se aud foarte bine, dar eu zic așa, doar ca prezență, gen, știi? Doar ca prezență, da, atâta era, doar de ambientul de interior. N-aia te învăț să-ți faci o activare, dacă vrei să o fac eu. Bun. Dacă am timp acum. Ok. Să-ți activezi funcția de Bowers & Wilkins de la Harman Kardon. Nu se aude ca Bowers & Wilkins, dar îi dă un mic upgrade. Ok. Are niște setări speciale, gen știe el cum să le seteze, în așa fel încât să ți se audă sunetul cât mai clar, cât mai tare, știi? Uite, ni s-a încărcat un kilometru, nu știu dacă se vede pe GoPro. A, n-avei deloc range pe... Pe electric, hai să zic, acum, eu la început... Să-mi încarci dacă vrei full. Uite, eu la început eram foarte disperat și dădeam aici pe battery control, clar îmi lua mai multă benzină și mi-a încărcat bateria. Dar în momentul în care eu îl dau pe hibrid sau hibrid eco sau hibrid confort, la drum lung, încarcă bateria și la un moment dat îi dă impulsuri electrice și după aia intervine iar motorul cu benzină. Da. Motorul pe benzină este un 3000 care este de fapt chiar B58, motor pe care îl întâlniți pe tot ce înseamnă 740i, 540i, 440i și așa mai departe cu 40i. E un motor senzațional, deja am avut două mașini cu motorul ăsta și fiabil. Mi se pare cel mai tare motor pe benzină făcut de BMW până acum. Da, deci tu l-ai avut ăsta, nu? Da, normal. Pe 540i ăsta era? Pe 540i, da, da, da. Până la modelul ăsta, dar ăsta e deja un T1, un technical upgrade. Am înțeles. Dar e același cod motor. Este un motor care trage foarte liniar, scoate consumuri destul de bunicele, e foarte fiabil. Nu o să-ți ceară foarte multe chestii legate de întreținere dacă îl respect și schimbi uleiul. Și să știi că la bază este același motor care se pune pe M4 și pe M5, dar alea se numesc S58. Am înțeles. Are, bine, au alte tipuri de pistoane. Clar. Doar că ce pe românește e ce trebuie. Da. Adică deci și eu dacă mi-aș lua seria 7, n-aș mai căuta trimi diesel, aș căuta fie 740i, fie o versiune asta electrică. 740i este același motor ca aici, doar că aici suntem ajutați și de motorul ăla electric, exact. 200 ceva de cai. Care e foarte bun odată din punct de vedere al consumului. Cât ce consum scoate mașina asta? Păi stai să ne și uităm aici. Deci avem aici, dăm un pic la car, informații călătorie, date călătorie, în momentul de față, nu știu câte scrie acolo ție. 52, da, dar nu, e consumul constant. Nu, nu, 13, 12.5, 10, eu am venit... A, uite aici, da. Mă, hai să zic, eu pe drumul Arad-București am scos consum de 8.5, tot drumul. Poftim, în seria 7. În oraș, în București, scot undeva la 9. 9.5. Atât de nu puțin? Sare, da. Înseamnă că te ajută mult bateria aia, motorul electric. O să mergi cât? Poți să mergi până la 50 km, parcă? Numai pe ora dacă mergi încet? 28-30 maxim. Ei zic 50, dar cred că aia e real, ce zici tu. Da, nu. Aia să ia real. Nu, dar pentru se un drum la magazin și înapoi, un Lidl și înapoi e... Da, 100%. Și nici măcar când o las pe hibrid, știe ea singură să meargă pe electric. Uite, am aici full electric, dar știe, pentru că până la magazin nu mă duc mai mult de 50. Probabil motorul ei cu benzină
intră după 50 la oră. Da. Eu am văzut mașina, mi-a plăcut, am luat-o și asta vreau să foarte cum mulțumit. Cum ți-ai luat tu mașina asta? Adică ai trecut de la o mașină sport coupe benzină la un BMW seria 7. Știi că eu mie îmi plac gen toate tipurile de mașini, adică și eu mi-aș lua da. Orice, nu ține neapărat, chiar dacă acum am M4, mi-aș lua și seria 7. Dar cum de ți-ai luat tu? Că nu te vedeam pe tine să ții sincer mașina asta, nu? Când mi-ai spus, uite, am de ales între astea, astea, în capul meu era a alege între un coupe, tot BMW, ceva 40i, ceva 540i. Da, șeptar, niciodată nu m-aș fi gândit că nici eu, crede-mă că nici eu. Am trecut prin foarte multe mașini până să îmi dau seama că, bă, asta o vreau. Te-am întrebat și pe tine cum se comportă un 540i. După aia am mers să văd și RS5-ul ăla mai de mult. Uh-huh. Am fost foarte setat și pe RS5, că era la un preț puțin mai mic ca șeptarul, dar nu știu, era ceva similar ca Mustang-ul, dar mult mai puternic. Și am zis, da. Nu știu, luăm șeptarul, are 40 de cai, are mai mulți cai ca și Mustang-ul, 100% trebuie să meargă puțin mai tare, dacă nu din impuls, adică 100% l-a întins. Și am zis, bă, îmi place foarte mult șeptarul lui Zbâr, mi-a plăcut mereu să-l conduc și când plecam, mă, uite, să mergem să ne luăm mâncare, ziceam, bă, mă, lași pe mine să conduc, îmi place foarte mult să-ți conduc mașina. Și m-am îndrăgostit de șeptar, pentru că îți oferă ce nu-ți oferă nicio mașină. Asta vreau să zic, mamă, ce frumos face viteză. Hai că i-am dat una. Ce-mi place cât de frumos face viteză. Face viteză, dar nu simți. Nu simți, da. Bă, nu mi-aș mai lua 3000 diesel. Nu mi-aș mai lua. Bă. Pentru că, uite, mașina asta scoate consumuri bune, este foarte silențioasă și, nu știu, parcă îți dă altă senzație la interior, știi? Pare mai actuală. Așa da. Să-mi iau ultimul șeptar diesel, mai ales ăsta nou, care a apărut acum să-l iei diesel. Că am înțeles că au făcut o versiune diesel. Au făcut diesel pe ăsta da, nou? Da, da, e o versiune diesel. 3000 dieselul? Da. Ce vrei, se cere. Adică din ce știu eu, e cel mai vândut model, cel mai vândută motorizare de seria 7 din toate timpurile și cred că va rămâne până când. Mamă, hai că am luat-o bine dacă e. Da, am trebuit să o luăm pe aici. Eu am vrut să zic. Pe bune? Bun, acum lăsăm pe Matei să-și ia rolul de boss în serios. Și să lăsăm pe scaunul din spate. Ia camera aia de acolo. Pune-o unde vrei tu. Așa. Așa. Să vrei să fii mai expresiv, vrei să nu fii atât de închis cu tine acolo în cum să spun, în spate? Mamă. Îți dau pe modul expresiv și acum poți să te bucuri de tot. Aoleu, da. Aoleu. Acum nu să-ți dau înapoi ăla. Nu ți le mai pun înapoi pentru că atunci o să zboare camera de aici. Ok. Ăsta ce face? Butonul ăsta mic, ia. Joacă-te tu pe acolo, că la un moment dat trebuie să dai în față și scaunul păi ăsta. Păi asta adică vreau să văd. Unul mai mic. Uite, da. asta. Și poți să-l dai și de aici, din... cum ne vezi, din spătar. Asta vreau să fac. Parcă acum înțeleg de ce și-a lumea seria 7. Da? Păi da. Nu este lung și totuși ia uite cât loc am la picioare. Poți să faci același lucru, dar cu spătarul scaunului ăsta. Ah, cu spătarul. Uite. Ok. Cât se dă? Dă-l că e prima oară când fac chestia asta și la tine pe vlog, bro. Atât? Maxim de în față. Maxim? Yes. Dar mai merge doar spătarul. Aia zic, spătarul, mai merge. Gata. Păi vezi că cred că stai bine. Acum bro, chiar stau bine. Chiar stai bine. Gândește că eu am un 86 și am foarte mult loc la picioare. Dacă aș merge la un drum lung, zic sincer, m-aș descălța. Așa? Păi îți dai seama că stau mult mai confortabil. Și văd că am foarte multe reglaje aici, adică pot să... A, uite, pot să resetez reglajul la un bar. Asta de aici se... No, nu, da, ar dar, fost... dar stai. Că merge să mă dau eu în jos, să mă bag așa sub scaun. Cred... That's what she said! Mi s-a ridicat așa. Ok. Gen să stau, da, să îmi coboare fundul un pic mai jos în scaun, ca într-un fotoliu, știi? N-am văzut încă. Da, foarte tare. Aceste funcții le ai și pe modelul nou de seria 7 și să știi că asta ce ai vrut să-mi faci tu mie în modul expresiv, ce mai are? Expresiv, executiv, stai să văd, well-being, da. Atât. Astea le-au pus pe seria 7 la nou pentru că am făcut review cu el, cu i7 am făcut de fapt. Uh-huh. Are câteva moduri în plus, dar n-am știut că le-au pus deja de pe facelift-ul de la G12. Yes. Adică ești norocos că le ai. Da, chiar steluțele da. Astea sunt ce trebuie, da. Dacă se lasă un pic... Arată chiar binișor. Puteau să fie mai multe și mai bine făcute, dar e dacă ok. Dacă se lasă un pic seara, cred că o să se vadă și mai bine. Și acum hai să vedem cum e cu tableta asta. Seara apos... sunt spectacol astea steluțele. Da, în rest cu tableta wow, ce frumos, ce da, elegant, ți-o dă. Deci mă ridică din colțișor ca să poți să nu zgâri acolo, știi? Uh-huh. Și avem așa, car.
cam așa arată meniul. Ok, aici avem memorii poziții, reglare poziții, masaj în scaun. Yes, asta dorim. Și avem funcțiile astea de masaj, după cum se poate vedea. Și noi o să dăm masaj spate și masaj lombar. Wow! Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipuri de masaj, bă, băiat. 10 tipuri ies? Păi da. Mă simt ca un adevărat patron de bancă și văd rostul acestei mașini dacă stai în spate. Pentru că BMW-ul, din punctul meu de vedere, este o mașină pe care o conduci tu. Da. Chiar dacă e un serie așa, tot îți vine să-l conduci tu. Da, da. Îți dă senzația aia premium, îți dă senzația aia de sportivitate, chiar dacă vorbim de un sedan. Nu mi-este rușine nici să îmi iau un șofer să mă bag aici să stau liniștit până în Germania. Aia zic, pentru că eu în momentul de față nu folosesc nici măcar la 50% din limitele mașinii, efectiv. Păi n-ai unde, uite, poftim ce-i în față. Da, dar nici măcar, adică eu nici măcar nu stau în spate. A, nu stai tu în spate. O singură dată am stat în spate când am luat mașina, a doua zi m-am dus la un prieten Remi, l-am lăsat să conducă și mi-a făcut și eu de cap în spate. N-a făcut mare lucru. Deci nu mă prea folosesc de mașină la capacitatea ei maximă, efectiv. Să vă vorbesc puțin mai tare că nu te aud. Ok. Gata. Se aude cu ecou, măcar e bine antifonată mașina. A făcut și Dorian ieri review la modelul ăsta nou de i7. M-am uitat. Ai văzut vlogul? Ai văzut că l-a comparat cu Phantom? Și când te gândești că Phantom-ul este de 5 ori mai scump decât acel i7, sau seria 7, depinde ce motorizare ți-ai. Ideea la care vreau să ajung este că BMW seria 7, luat la mâna a doua, care deja are câțiva kilometri făcuți, este cel mai bun deal când vorbim de raport ce primești versus câți bani dai. Da. Pentru că se devalorizează, din păcate, pentru cei care îl cumpără de nou cel mai repede, într-un an jumate, 2 ani, poate să-și piardă 40% din valoarea mașinii. Asta este chestie urmărită de mine pe Autovit, urmărită pe OLX, pe mobile, oriunde vreți voi. Mașina asta, ca preț de listă, de exemplu, chiar mașina ta, cred că a depășit 130-140 de mii. 140 a fost când a luat-o băiatul, 9. Și asta, spun, după câțiva ani poți să iei la jumătate de preț. Da. Ceea ce mi se pare extraordinar de bine. Dacă ai răbdare și nu te deranjează să iei o mașină cu ceva rulaj făcut de vreun neamț care a configurat-o. Da, domnul Wolfgang. Așa-l chema? Da. Iei mașina asta la un preț extraordinar de bun. Zic, bro, nu știu, adică a fost foarte bine întreținută, adică scaunul ăsta din dreapta nici măcar nu s-a stat pe el. N-are uzură deloc. Doar la șofer și în spate asta puțin, zic. Acolo. Se devalorizează mult mai mult BMW seria 7 decât se devalorizează A8 sau S-Class. S-Class ține mult mai bine în preț de-a lungul timpului. Mercedes în general face chestia asta. Însă BMW, dacă ne uităm la modelele de, să zic, sport, M5, M8, M4, M3, își țin mult mai bine în preț decât își țin modelele astea. Și ce mi se pare mie amuzant? Yeah. Unele M4 Cabrio, cum e al meu, facelift, cu foarte puțin kilometri, poate să fie, cel puțin cât cere lumea, aproape la fel de scump pe cât e BMW-ul ăsta, seria 7 pe mobil. 100%. Nu vorbesc de al meu nu e atât de nou, dar unul 2019. Dar nu contează, nu. Cabrio, el poate să fie la fel de nou ca mașina asta. Și nu se pare puțin ciudat, tu ții o mașină totuși M4 cu o motorizare foarte puternică, dar un interior de seria 4. Aia zic, asta, nu știu. Uite și tu, ai tot ce vrei pe ea. Cel mai nou model de interior, cel mai nou model de ceasuri, pentru că nu e același model ca alu zbâr. Da, e cel puțin diferit. Alu zbâr sunt așa ovale, gen și nu sunt gen rotunde și astea sunt așa puțin ovale. Mhm. Bă, îmi place cum se mișcă, sincer. Se mișcă foarte bine. Pentru în seria 7 nu-i simți greutatea. Nu-i simți greutatea. Nu știu asta câte tone are, 2 tone. Are cam 2 tone. 2 tone. Mi-am zis 2 tone 800 sau 2 tone 800 e maxima. Aia este maxim masa încărcată. Ok. Cu tot ce pui în ea și așa mai departe. Deci, hai să trecem la tuning. Hai, zi ce modificări. Am zis că vreau să iau de la tine o culoare de folie. Ok. Cred că o să iau folia aia pentru început și acum aștept până la sfârșitul martie să vină niște jante mari. Și foarte mișto. Ți-o să ți le arăt în momentul în care o să... În martie vin? Da. Ok. Da. Folia de la mine, nu spunem ce culoare este, însă eu am luat-o mai de mult pentru că am vrut să fac o mașină pe care am cumpărat-o atunci culoarea respectivă, însă n-am mai apucat pentru că am vândut-o. Așa că scrieți ce... De fapt, zile, mă, pe ce mașină ai vrut să o pui? Sau nu contează? Pe G30 am vrut să o pui inițial. A, și după aia ai vrut să o pui pe S8? Da. Dar merge nu, pe scuze, G30. Am greșit. Nu, de pe al doilea G30. Am pus pe G30 și după aia pe următoarea mașină pe care voiam să o cumpăr, dar am cumpărat M4.
Na. Și pe M4 nu are niciun sens. Nu, culoarea pe M4 tău e perfectă cum e. Da, nu are rost să o colantezi sub nicio formă. Spuneți voi, spuneți chiar acum în comentarii ce culoare credeți că vrea să colanteze Mădălin mașina asta și cine nimerește, hai să zicem, câștigă, o tură. Câștigă 100 de lei și o tură cu mașina. Nu, 100 de lei, 100 de lei premiu de la mine și o tură de la tine. O să fiu șoferul abonatului 24 de ore. Bine? Wow, deja. Vezi că vreau să fac o serie acum. Dorian deja a spus da, Gamistola să te spune da, Zbâr spune da. Probabil o să vrei și tu să te bagi. Vreau să fiu șoferul lui toți pentru o zi întreagă să îi văd cum s-ar simți în mașina asta. Este un vlog pe care va trebui să-l filmezi din câteva... Nu este un vlog, sunt mai multe. A, o serie? Da, ce eu? Nu fac și o serie puternică. Ia uite. Ia uite, mâncaia și botul ei, ce frumos urcă. BMW-ul e BMW, bă, frate. Nu vreau să par eu acum fanboy de ăsta care vorbește numai despre asta, dar, bă, așa e, vreți să vă mint. Efectiv, pot să spun că eu am fost fan orice mașină. Mi-a plăcut foarte, foarte mult Audi și încă îmi place foarte mult. Sunt foarte arătoase, arată foarte bine la interior. Mercedes-ul e peste la interior când vine vorba de vizual, dar niciodată când am urcat într-un BMW nu m-a dezamăgit când vine vorba de calitate. Efectiv, calitate și nu știu, mă, motoarele astea, efectiv. Și taică-mi are BMW și sora-mi are BMW. Sunt BMW-uri din 2010, are taică-mi X5, încă merge de rupe. Sora-mi are 3 din 2012, deci nu știu. Vă mulțumim să stăpâneți sănătos mașina asta, să te bucuri de ea, până când o aduci la bun sfârșit ca și proiect. Niciodată. Ca proiect mă refer. Niciodată. Nu o să te oprești niciodată, nu? Nu cred, nu cred. O să fie mereu ceva de modificat la mașină. Bă, eu zic sincer, la un moment dat ajung să mă plictisesc așa de modificările unei singuri mașini. Dar bine, așa sunt eu. Cam asta este mașina. Dacă vă place, nu uitați neapărat să dați un like la acest vlog și să-i dați și lui Mădălin un subscribe ca să vedeți ce nebunie o să facă cu mașina asta pe viitor și ce modificări îi va aduce. Sper să nu mă dezamăgești și să o faci una la un milion. Îți place cum e și Mustang-ul? Da, normal. Atunci este... Da, tu ai palmares, să spunem așa. Da, da, da. În a face mașini și cu bani puțini. Asta nu știu dacă o să mai fie cu bani puțini. E prea nou ca să faci chiar cu puțini, dar o să o fac așa fel încât să fie sportivă, încât să potrivească cu ceea ce sunt eu, că eu sunt mai sportiv așa, mai tânăr. Dar nici nu vreau să plec din eleganța asta, că în ultima vreme parcă îmi place așa. Îmi place așa, bă, nu mă consider o persoană elegantă, sunt așa mai boss eu, dar nu știu, îmbrăc la geci de piele, nu știu, îmi place șeptarul, îmi place filmul ce-l creez cu mașina. Dați un like la acest video, un subscribe la ambele canaluri, un follow pe Instagram și până data viitoare, noi vă urăm numai bine, pa, pa, boom!